Hai, salut, bă. Eram și eu pole X, ca tot omul, și caut eu găini. Nu din unde sunt eu, pentru că nu găseam. Dar uitați, bă, ce am găsit, bă. Deci, vă dați seama, bă, cât noroc am avut să găsesc niște moțate și niște padaoane de cealaltă culoare, bă, vă dați seama. Și nu pot să zic că oul este scump, pentru că este ieftin pentru aceste rase mici. Na, sunt faine rasele, ce să mai tot zic, bă, ce să mai zic. Uitați acolo și moțatele, ce faine sunt. Bun, acum hai să trecem la clip să vă arăt mai multe detalii și să le-am comandat. Au venit și tot felul de chestii de astea. Acum am băgat ouăle la incubator. Probabil că mulți dintre voi o să-mi spuneți, cum ați spus și dățile trecute, bă, da, gratile alea, de ce s-a așa de căcat? Băboșilor, gratile s-a așa de căcat pentru că eu gratile normale, eu le-am aruncat pentru că m-am gândit că nu o să le folosesc. Dar uite că, da, trebuie să le folosesc, așa că le-am pus, am improvizat atât meu ceva. Sper că e cât de cât ok, să-mi scrieți, vă rog, în comentarii dacă merge și așa. Uitați-vă pe ăla cum a zburat, ești prost. Ok, mai avem câteva schimbări pe aici. Nu prea multe schimbări, dar găina asta este nouă. Adică nu este nouă, dar este nouă aici, pentru că am scos-o, pentru că s-a făcut la picioare ceva și a trebuit, bineînțeles, să o scot, pentru că altfel murea ca și acel cocoș negru. Ia-le pe piticul ăsta, se tot dă la padaoane, bă. Piticul ăsta se tot dă la padaoane, în loc să se dea la găina lui, bă. Dar după cum am stat acolo, sunt 5 ouă de badawan, 5 ouă de moțată olandeză. Sper să ne iasă cât mai mult și cât mai ok. După cum a spus proprietarul, acum... Ui, ești prost cum se pun ăștia pe... După cum a spus proprietarul, ar trebui să iasă destul de mulți. Acum sper să fie așa. Sper să iasă mulți. Sper să fie ouăle bune și să iasă cât mai mult. Și am mai pus 3 de la găinile noastre, mai exact le-au făcut acolo 3 și da, de la găinile noastre. Padaoanii nu, pentru că padaoanii n-au făcut ouă, n-am putut pune de la padaoan, vă dați seama. Sau de la sebrit, pentru că ele nu fac ouă și dacă ar face, nu știu dacă ar fi fertile. Acum vom vedea, ar fi o chestie ca și cumva ouăle să fie de padaoan. Ouăle să fie de găinilor și padaonul să fie împerecheat cu găinile respective. O să se va urca acum sus, așa că o să-l filmăm. Haideți. O, Gionule! Uite unde s-a urcat, bă, și el. Bă, ești prost. Unde s-a urcat? Bă, dar ce dita e rățoi ăsta. Ăsta, pe aici, pe la găine de aici, toate sunt ok. Nu prea o să intru. Prepelița este bine. Ce să vă mai arăt? Iepurașul l-am arătat și în prezentarea aia. Rățușca, care încă nu face ouă, dar mi-a zis mea să-i dau coada, chiar o să-i o dau. Cocoșul ăsta arsăgos, tot așa e. Acelea în copac. Da, mă, nu știu, să... Ia uite, sărită la înapoi. Dar o să urce înapoi, fii atentă. Găina de mii de flori, aia la alte. Și uite, hai să ne cum se urcă, hai să ne... Hai să surprindem, boșilor, hai. Uite. Hai, bă, hai. Hai, bă, Gionule, hai. Hai, vedem, hai să ne gustăm. Hai, 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 bă. Haide, haide, cocoșule. Da, aparent nu putem să-l surprindem. Acelea două se încălzesc acolo.
Da, ca să înțelegeți, acum vreau să incubez mult mai corect. Mulți mi-au zis anul trecut că ne-am incubat corect și da, bă, vă cred, este adevărat. Dar sper să fie bună improvizația asta. Deci chiar ne-am găsit gratii pe net, că cumpăram o gratii de... Știți cum, voi cum e la ouă, o să mergem și imediat la incubator. Și știți voi cum e la ouă, deci da. Sper să ne iasă cât mai mulți și să-mi spuneți dacă sunt bune și gratile alea așa. Dacă nu, dacă aveți voi să vindeți, ar fi ciudat că nu știu dacă ar vinde cineva de alea, deci da. Deci găinușa asta, deci are la picioare. Așa i s-a făcut, tocmai de-aia mi-a liberat-o. Uite, cucușul ăla cum a sărit. Uite, hai să-l vedem. Hai să-l vedem. Hai bă, sari, sus. Stai să punem. A, nu reușește. Pe asta vreau să-l văd, că ăsta e mare saltăreț. Uite acolo găinule. Ia bă. A, ciupit-o. O tot ciupește pasta, săraca. Dar totuși sunt suror și sunt cam aproximativ în aceea zi, bă. Bă, lăsați găina în pace, săraca. Găina atâta a fost cocoșită, bă, să-mi bag niciorul. Toți cocoșii s-au împerecheat cu ea, săraca de ea. Bă, aici îmi place foarte mult cum stau astea aici, adică așa. Și de la găina asta am luat un nou. Apropo, avem... și de la găina asta avem un nou. Oh my god, vulturaș. Ce te apucă, boss? Hai, de asta ce m-a pisigat. Ce m-a pisigat, bă? Specimenul ăsta, mă, numai nu reușește, bă. Hai, de asta. Ce m-a pisigat, ești prost? Hai, hai, bă, specimenul, că nu pot. Bă, diu, dar ce are piarul? Uite, Iisus. Sper să stai data asta. Cocoșul ăsta. Bun, bă, fraților, cred că cam asta a fost clipul, pentru că nu vreau să lungesc inutil. S-a făcut de vreo 7 minute, nu știu, o să văd la editare. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu este să apăsați butonul de like, să vă abonați și să selectați, să primiți toate notificările pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez. Da, multe găini au sărit în acest video. Hai, hai mai sar și tu și s-a terminat. Bun, ăsta a fost clipul. Ne auzim data viitoare la un nou video, probabil cu animale sau un live. Ui, ce frumoasă este găinușa asta. Poate o să fac așa ceva de genul thumbnail-ul. Văd eu. Deci da, bă, sper că v-a plăcut. Bă, da, am zis că mai mergem puțin pe la incubator. Nu trebuie să închid așa clipul. Așa că haideți foarte, foarte puțin. Aprindem aici becul frumos. Deci funcționează, se aude, am scris aici și în martie ca să ține minte, ouăle sunt acolo. Să-mi spuneți dacă ăsta este bine, dacă și prin ăsta se poate ieși pui. Am pus în alveola cea mică, după cum am văzut pe internet, am pus apă și în alveola cea mare trebuie cu 3 zile înainte să iasă puiuții. Deci sper că am făcut bine, să-mi spuneți în comentarii și să-mi spuneți dacă acea, ăsta e bună, dacă acea chestie e bună. O să iasă, ai de dată. Și o să iasă pui din ea. Da, bă. Să-mi trag o palmă de... Vai de capul meu, bă. Doamne, așa ceva. Bun, hai că eu am plecat, v-am pupat și ne auzim data aviatoare la un nou video, acum pe bune, acum chiar m-am pupat și acum chiar am plecat și chiar ne auzim data viitoare la un nou video. Bă, nu știu ce dracu are poarta asta, așa că nu o să închid. Numai bine tuturor, ne vedem data viitoare, ciao!